Domnule senator, eu zic să intrăm în campanie brusc cu interviu biografic. Fiu de țăran de sub munții cutare, general când alții abia ajung capitani. Și mă rog, în sfârșit, școli militare, copii, familie, diplome, tradiția militară la români. Cam, și creștin. Cam asta ar fi. E bine, Ionele, dacă nu uita, te rog, nu uita rangul de atașa militar la profesor și general diplomat. Și special nu uita, te rog, poziția mea de acum. Poziția mea actuală. Comandant al Gărzii Financiare, te rog să nu uiți. Nu e oportun să mintim poziția dumitale actuală. Te rog să nu uiți, da? De pe poziția asta am documentele. Și din poziția asta știu cât a furat fiecare și cum a furat fiecare, domnule senator. Nu m-ați înțeles. Când bași mâna acolo unde vrem noi să o băgăm, nu știi peste mâna cu idei. Bomba trebuie aruncată mai târziu, când știm cu cine e bine să ne luptăm și cu cine nu. Mă rog, faceți cum vreți, eu nu mă pricep la politică. Primul interviu trebuie să atace subiectul corupției în general. Călcăm ușor, stăm de acord cu ei, îi lăudăm și când s-au relaxat, pac, prindem fitilul. Aici am și notat ceva. În cercul opoziției democrate se vorbește tot mai des despre imperioasa nevoie a unei autorități severe la nivelul instituției prezidențiale. Mai n-au făcut ăștia mușdeiul cum le-am cerut. Românului, dacă nu-i dai picioare în cur, nu face pas înainte. Dictatură. Nu trebuie să se facă legătura asta. După audierile parlamentare vine denunțul, apar documentele și dăm lovitura. Corupție la vârful guvernului și, în final, soluția. Este atât de bun peștele ăsta, îl dai cu căciula în câine. Dacă știm câte rahaturile băga Pompeu, îți luau la fugă. Am documentele. Apare editorialul dumitale, primul ministru al României, primul corupt și rezolvarea crizei. Candidatura generalului la președinție. Corect. Pe lună plus cheltuielile. E bine? Știu exact cât ți-au propus ea. E bine. Adevărat. Acum pleci de la ziar, dispare o săptămână, două, treaba ta ce faci. După care apare din nou un peisaj, altă față, deschizi o fundație în cadrul societății civile și faci praf. După ce câștigăm noi alegerile, primești o demnitate publică, dacă te interesează, televiziunea, radio-ul, dacă nu... Banii de unde vin? Uită-te la jumătatea plină a paharului, domnul Ion. Domnul Ion e curvă. E adevărat, e bolnav.